Clar, îmi revine sarcina ca astăzi să fiu în mijlocul dumneavoastră și să sărbătorim împreună pe 50 de ani de activitate. Pentru că emoțiile sunt puternice, mi-am pregătit un scurt discurs care cred că va ajunge și la sufletele dumneavoastră. Stimați invitați, dragi colegi, astăzi este ziua noastră, o zi solemnă. Sărbătorim 50 de ani de activitate la Școala Gimnazială Emil Racoviță-Onești. Cu toții nu suntem doar colegi, ci mai degrabă o mare familie. Atmosfera de sărbătoare ne va uni și mai mult, ceea ce ne va permite să continuăm să lucrăm eficient, umăr la umăr, în beneficiul cauzei noastre. O aniversare a școlii este o mare bucurie pentru toată lumea, bucuria întâlnirilor și a amintirilor. Cea de 50 aniversare este de asemenea o mare responsabilitate. În primul rând, responsabilitatea noastră față de cei care au lucrat înaintea noastră și față de cei care vor sărbători 60 de ani de activitate la Școala Gimnazială Emil Racoviță-Onești. Școala noastră de astăzi este ca o casă care a fost construită de noi toți care stăm în această sală. Profesori, personalul școlii, elevi, părinți, absolvenți și chiar invitați. Această casă a fost construită din faptele noastre, din calitățile, talentele și eforturile noastre. Toți am contribuit cu ceva, iar rezultatele sunt plăcute și, desigur, meritul este al nostru, al tuturor. Dragi colegi, aș dori să vă exprim astăzi recunoștința mea specială. Sunteți înțelepți și deștepți, fermi și buni, răbdători și sensibili, oameni frumoși și veseli și împreună suntem o mare echipă. Le doresc din tot sufletul tuturor celor care stau în această sală multă sănătate și succes în tot ceea ce prețuiește fiecare dintre dumneavoastră în această viață. Vreau să cred că Școala Gimnazială Emil Racoviță-Onești are nu doar un trecut glorios, un prezent bun, ci și un viitor minunat. La mulți ani, Școala Gimnazială Emil Racoviță-Onești, aniversare plăcută tuturor! Am să-l invit pe domnul primar, dacă îmi dorește să ne spună și dumneavoastră câteva cuvinte. Doamnă director, domnilor profesori, stimați invitați, dragi părinți, elevi, foști elevi, este o mare onoare și o bucurie să fiu astăzi alături de dumneavoastră la acest eveniment de maximă importanță pentru această unitate de învățământ. Vreau să vă asigur că administrația publică locală face tot ce este posibil pentru a susține învățământul. Așa cum v-ați obișnuit, încă din primul mandat ne-am implicat și am acordat o atenție deosebită. Și pentru că tot este de actualitate, vreau să dau asigurări că Primăria Onești are capacitatea de a susține facturile la energie electrică și gaze, astfel încât niciun elev școlar, preșcolar din Onești să nu sufere de frig în această iarnă. Vă mulțumesc pentru invitație încă o dată și vă urez mult succes în continuare și felicitări pentru recordul depus la prelucrări tactice în această unitate de învățământ și nu numai. Mulțumesc! Talente. Dau copii care ne fac mândri
în alte părți. Știm că și această școală, ca și celelalte școli, a dat copii olimpici, avem profesori pe care, cu care ne mândrim, elevi cu care ne mândrim. Ce aș fi vrut eu totuși să vă spun asta, pentru că m-a așteptat numele acestei școli, e numele lui Emil Caruiță, și ieri, întâlnindu-mă cu bună prietenă de-a mea, îmi spun mai să spun o poveste pe care s-o face cu un dar celor de la Emil Caruiță. Nu știu dacă ați ajuns în Palma de Mallorca, eu n-am ajuns, dar prietena mea a ajuns. Pe una din străzile din Palma de Mallorca, cu cine s-a întâlnit? Cu bustul lui Emil Caruiță. Deci, în Palma de Mallorca se întâlnește cu bustul lui Emil Caruiță. În momentul acela, femeia ce-a făcut? A început să se intereseze ce căuta bustul lui Emil Caruiță și de unde atâta admirație și respect pentru acesta. Și o poveste care datează de 1904. Când Emil Caruiță a fost invitat în Palma de Mallorca. Acum a fost invitat să exploreze adâncurile uneia dintre peșterile, cele mai frumoase peșteri din Palma de Mallorca, în care se afla și un lac cu corpul de apă, o temperatură de cel puțin 17 grade, și acolo a descoperit el primele vietăți care trăiesc în habitat subteran și a pus bazele biosfeologiei. Adică ceea ce el în continuare a făcut și este explorator în speologie și cel care a născut biospeologia și speologia. Deci cam așa stau lucrurile. Acest mare om, Emil Caruiță, elevul lui Ion Creangă și al lui Grigore Popălcescu, este cunoscut nu numai la Onești, nu numai la Cluj, ci și în Palma de Mallorca. Cred că este un motiv să ne bucurăm că una dintre școlile oneștene, îi învață numele și cred că cu succes îi vezi duce numele mai departe și poate va face numai 50 și 100 de ani de la înființare și 200 de ani de la înființare și sperăm să-și poate treaba la fel de frumos și până acum. Vă mulțumesc tare mult! Parteneriatul dintre școală și biserică a tăinit întotdeauna, există și la momentul acesta și sperăm și în continuare să avem o colaborare foarte bună. Domnul director, distinși membri ai corpului didactic, dragi invitați, domnule primar. Sigur, este o bucurie și pentru noi, pentru că am primit această invitație de suflet la aniversarea școlii acestea la 50 de ani și, bineînțeles, ne alăturăm cu sufletul la cei care suntem cumva parteneri de foarte mult timp și împreună, prin foarte multe activități, am căutat, desigur, să venim în sprijinul copilașilor, pentru care dumneavoastră, membrii corpului didactic, vă stăduiți cu mult pe un sârdic ca să îi creșteți frumos și în ochi. Desigur, meseria de profesor, învățător, este una nobilă. Dumnezeu menește, alege oameni potriviți, pentru că atât în ceea ce ține de preoție, de medicină, cât și în învățământ, Dumnezeu alege oameni pentru ca copiii săi să fie crescuți și orientați către El, Părintele Ceresc. De aceea am văzut de foarte multe ori și văd aici printre dumneavoastră oameni dedicați, oameni care au luptat foarte mult, care au jertfit foarte mult, care, desigur, au fost alături de cei cărora, de cei pe care părinții i-au adus aici, ca dumneavoastră, desigur, să-i creșteți nobil. Vă felicităm și am aici, din partea mea, preasfințitului părintului nostru, arhiepiscop Ioachim, și prin propria Onești, părintele Rodolfo, n-am putut fi prezent astăzi, fiind la centru eparhial, într-o problemă chemată acolo. Urmânez, din partea mea, preasfinției sale, o distinție de onoare, dumneavoastră, doamnă director, deci la renunța, cât și întregului corpul didactic. Și în altă preasfinția sa,
spune, ne bucurăm că fie și fiicele bisericii noastre dregmăritoare înmulțesc talanții primiți în dar de la prea milostivul Dumnezeu, apărând credința ortodoxă și lucrând pentru binele bisericii. Conferim cu Părintea Sfântului de această distinție de vrednicie ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre cu ocazia împlinirii a 50 de ani de activitate a școlii Ierii Dragoviță din Orice. Felicitări și să ne trăiți cu toți într-un mult și fericiți ani! Evanghelie,
Pace tuturor! Și Duhul lui Dumnezeu! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist, Matei citire! Slavă ți, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul, voi sunteți lumina lumii, nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă, nici nu aprind făpie și-o pun sub obloc, ci în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să-L slăbească pe Tatăl vostru, Cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii, n-am venit să stric, ci să împlinesc. Adevărat, zic vouă, înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o circă din lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor. Dar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema. Împărăția cerurilor. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu puterea Ta l-ai zidit pe om, din care ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea Ta o cărmuiești popoarele, ridicând în rândul lor oameni viteji, înțelepți și pricepuți, care să le lumineze și să le conducă spre a face voia Ta pentru binele lor. Auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi, în această școală, la împlinirea a 50 de ani, ne rugăm ție, scrie numele tuturor celor care au ostenit aici și a celor ce ostenesc în cartea aleșilor Tăi și precum de demult ai rânduit să se așeze semne din piatră spre aducerea aminte de faptele mari săvârșite de cei aleși din popor în numele Tău. Așa și acum binevoiește a întări și a binecuvânta această placă comemorativă spre veșnica pomenire și aducerea aminte de toți cei care au ostenit și au jertfit în școala aceasta. Învățător, profesor, director, elev, dăruiește bunule celor ce au înălțat celor ce au așezat această placă sănătate și bucurie sufletească, iar poporului nostru ajută-i ca urmând pilda de jertfă, de credință și de înfăptuire a prednicilor înaintași, sub purtarea Ta de grijă necontenit, să pășească pe calea binelui, slăvindu-Te pe Tine, Dumnezeul părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează. Haideți să și acum desfacem? Da, da, da. Veniți și vreau să dăm jos, ca să... Se binecuvintează această placă comemorativă 50 de ani pentru școala Emil Racoviță și pentru toți cei care au trudit, au ostenit aici, directori, profesori, învățători, elevi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează această placă comemorativă de 50 de ani a activității școlii Emil Racoviță.
în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Se binecuvintează această placă comemorativă. Împlinirea 50 de ani a școlii Mitrapovii, să fie stăpire cu apă sfințită a Sfântului Duh. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, noi ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor. Robilor Tăi, Lenuța, Mariana, Elena, Elena Daniela, Alina, Gabriela, Maria, Cristina, Ioana, Bianca, Petronela, Silvia, Nicoleta, Nicoleta, Georgeta, Raluca, Felicia, Carmen, Cătălina, Tatiana, Dragoș, Mihaela, Aglaia, Oana, Magda, Ramona, Monica, Simona, Elena, Oana, Lăcrămioara, Cerasela, Dana, Lenuța, Constantin, Viorel, Marcel, Olivia, Elena, Diana, Angelica, Monica, Corina, Mădălina, Monica, Diana, Oana, Maricela, Ancuța, Maria, Iulia, Mihaela, Cosep, Mirela, Mihaela, Liliana, Angela, Gabriela, Nicoleta, Mariana, Viorica, Rodica, Cătălina, Carmen, Mariana, Gina, Alina, Adriana, Lucia și Cătălina, împreună cu toți cei care sunt aici de față, cu toți ai casei lor, pentru sănătatea și mântuirea tuturor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm ca să se păzească școala aceasta, orașul nostru, toate orașele și satele de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de venirea celor de-al neam asupra noastră, de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, plânjules, neiertători, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Milostiv, iubitor de oameni, Dumnezeu ești, Ție slavă, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii, Doamne! Au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-l caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Bogații au sărăcit și au iar cei ce-l caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. Cine miluiește? Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor minților, robilor lui Dumnezeu, profesorul ce-au activat în această școală,
Elvira Maria Emilia, Ileana Maria Elena, Ileana Maria Gheorghe, Beatrice Leonard, Margareta Bădișor, Mircea Maria Alexandrina, Fortenie Gheorghe Eugeniu, Crucița Maria Petre, Grigore Neculaia, Valeriu Nicolae Mihai, Genica Mihaela Aurora, cu tot neamul și adormit, și pentru ca să prin semnă lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde treții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel, fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere. Trupul care ai călcat moartea pe diavol l-ai surpat și ai dărit viață lumii tale în sus, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, profesori, învățători, elevi, ai școlii acestea adormiți într-un nădejdea învierii și a vieții cele veșnice. În loc luminat, în locul verdeață, în locul odihne, unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinarea, și orice greșeală au săvârșit cu lucru, cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să iertă. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea, viața și odihna adormiților, robilor tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață, Cântătorului tău, acum și pururea și veci, 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 Doamne, suflet bravă mizelor, vreo care s-au pomenit, și le fără, Doamne, veșnică, pomenire. Să-ți amia din moștenire.
Dumnezeu să ierte pe toți cei care au trudit, care au ostenit aici și care s-au mutat de la noi. Iar dumneavoastră felicitări încă o dată și la mulți ani. Să ne revedem aici și la 60 de ani și la 70 de ani cu ajutorul Dumnezeu, care o mai primit. O zi binecuvântată. Pare rău că s-a pornit sistemul, înseamnă că funcționează. Și noi trebuie să ne mulțumim frumos, mulțumim. Așa e. Și acum la Cluj, să ne vedem.